Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă unde trebuie să ne antrenăm musculatura full, este Gym League. Ne-am mai jucat noi ușor înapoi acum ceva vreme. Pur și simplu nu mă înțeleg cu Graniman că trebuie să stea băgat în mine și nu văd ce fac nici când mă antrenez. Însă o să facem diferite exerciții devenind din ce în ce mai musculoși, pentru că la momentul de față nu suntem îndeajuns de mușchiuloși. Adică avem 73% sunt, nu știu ce sunt, bronzat, după care avem musculatura. Și o să vedeți, uite, de exemplu, abdomenul nu e făcut deloc, deși am pătrățelele și trebuie să mă duc la concurs, să câștig concursuri și așa mai departe. Hai să ne așezăm aici și o să ne punem greutate automată. De exemplu, mi-am pus pe abdomen, cât mi-am pus? Nici nu știu, 20 de roșii, 20 de kilograme cu 24 de kg. Noi ne antrenăm și începem să încărcăm abdomenul. Bara asta albastră este stamina mea, deci când scade de tot, cred că sunt prea obosit ca să mai pot face ceva. Skull Competition, nu ne băgăm la competiție încă. Și o să dăm auto-load. Practic, eu când devin mai puternic, pun greutăți și mai mari. Fac cu 100 de kg pe abdomen. Ce se întâmplă, mă? Pur și simplu, nu mai înțelegi nimic. Ia uite-l. Hop, 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 hop. Rupem tot. Bun, cred că ajunge abdomenul. Ia să ne uităm pe stats. Stai să vedem. A, 100%. Ce trebuie să mai antrenăm? Stai să vedem. Cel mai slab. Gambele. Deci gamba e pe spatele piciorului jos, deci unde e bara albastră. Cum putem noi să antrenăm gambele? Aici îmi dă stamina. Deci nu ne interesează, nu știu ce e ăla, Divine Pack. Aici abdomen. Aha, gambe. Stai să vedem. Legs, calves, ăsta e. 70%. Ia, ci că antrenăm gambele, dar nu ni se văd picioarele. Nu prea am dat seama cum le antrenez. Deci nu mă întrebați. Dar facem genoflexiuni și mi-am... Mamă, uite-mă, și că mă transform. Și uite pe Graniman ce burtă de bere are. Te spargi de râs. Bun, hai să dăm auto-load. Mamă! Suntem monștri genetici la faza asta. Ok. Stai să vedem, ia, stați. Calves. Le-am cele mai multe acum, 100%. Ok. Hai să vedem. Umeri. Umerii. E musculatura asta din lateral. Ne antrenăm noi umerii. Cred că aici. Nu. Nu la tricep curl. Nu, chest press. Merge și aici, dar nu prea. Nu, biceps. Umerii. Nu, nici aici. Nu pot să lucrez la aparatul ăsta că e folosit de altcineva. Auto-l și pe al nostru, ce monstru e. Nici aici nu cred. Poate la... Nu, aha, push press ăsta, e shoulder press. Ok, încărcăm. Na, trebuie să facem cu mult mai multă greutate. N-ai cum cu doar atât. Hai să-i dăm. Boom. Ia uite-l. Și dansează Grani cu burda în fața mea. 78 de kg. A, ne scrie aici direct cât e. Mamă, shoulder press cu 100 de kilograme. Na, vezi că este insane ce brațe am. Ia uite-mă la spate. Holy, sunt tank. Și-ai, mă. Unlock the next gym, ne zice misiunea. Dar nu știu când deblocăm următoarea sală. Bă, avem totul peste 90%, adică sunt tancă rău de tot, dacă mă întrebi. Ok. Și zice să deblocăm World 2. Antrenori. Hai să ne luăm și un antrenor, nu știu ce se întâmplă cu antrenorul. Avem power-ups. Mâncăm astea și așa. Premium pack. Reroll, divine pack. Bun. Hai să vedem cum deblocăm sala. Ce facem ăla acolo? Poate trebuie să mergem la concursul ăsta sau ce se întâmplă? Avem leaderboard. School competition. Cred că trebuie să mergem la o competiție. A, asta devine după mine antrenorul, mă. Eu credeam că e un player. What? Ăsta e antrenorul meu, mă, dar e tank. Auzi ce mă încurajează, domnul antrenor. A, aici trebuie să selectez eu. Trebuie să aștept, cred că să-mi apară ăla cu școala. Cred că trebuie să mergem la școală să facem niște pozuri, să stăm în anumite poziții. Asta e puțin. On cooldown. Ah, nu, uite mă, gym aici. Underground gym, complet the tan. Ok, aura. Nu aici. Stai puțin, complete the tan. Clanuri, nu. Stat, gym, custom.
My poses. Ah, ok. Cred că de aici e ăsta. Ne trebuie între 500 și 2000. De 500 și 2000. Trebuie mulți muși sau ce îmi trebuie? Aura off, aura on. 2000 de dolari am. Da, trebuie să completez tanul acesta, adică să fac totul 100%. Deci trebuie să ne antrenăm la forearm. Trebuie să antrenăm zi, antebrațul. Și îl antrenăm aici. Ia vezi, hai domnul antrenor. Motivează-mă. O ridică din cantera așa. Știi, gen, ca să întărească încheietura. Ia uite-mă. Uf. Uf, 76 de kg la na, monstru genetic. Tot nu e gata. Păi totul e 100%. Unlock the next gym, ia. Și cum o deblochez? Underground gym, sub pământ, ia. Teleport. Hopa. Ia mă, ce se întâmplă aici? 100% ne-am încărcat. Sunt tank? Hai să mergem la magazin, ia uite-i pe băieți ce se antrenează. Ok, slate. Not enough money. Cum mă, că aveam 1106. Am deblocat sala și mi-a scăzut din bani? Cred că trebuie să mă duc la concurs ca să fac rost de bani. Mamă, ăsta are pe toți, pe giga chat, toată lumea aici. New, fii atent. Shoulder press. Ah, e aparat ăsta. Păi și o fac bani de aici? Că nu cred că fac bani. Illegal competition on cooldown. Concurs ilegal. Om de 200 de kilograme. Bun, cred că o să cumpărăm cu Robux bani. Ca să nu mai stau să aștept să vină concursul ăla. Bun. Hai să vedem. Slate. Și eu practic mi-am cumpărat, mi-am dat un rebirth cum ar veni. Și vedeți, mi-a scăzut musculatura și trebuie să ne antrenăm din nou. Și tot așa. Track quest. Nu ne mai interesează. Bun, hai să ne antrenăm la aparatele astea noi. Deci ăsta e shoulder press. Sunt două aparate de umeri. Ia uite-l. Și acum trebuie să măresc umerii, tot corpul din nou. Ne fac cu 400 de kilograme. Nu, avem umerii prea mari. Granny m-a dat join din nou, dar nu cred că poate să intre în sala asta. Hai să vedem. Ne antrenăm, fii atent, picioarele. Ca să am picioare gigantice și corp mic. Aici e shoulder press. Front squat, aici. La picioare. Ia. Uite-l. Dai, dai, dai. Se vede cu albastru aici la picioare. Cum se antrenează. Opa. Mamă, cum cresc picioarele. Autoload, 800 de kilograme. Monstru genetic. Cred că ei încearcă să dea join pe mine, dar nu înțeleg că n-au cum să dea join. Și ăsta, deci stă în perete. Aia e întrebarea. Vezi că sunt bine pe picioare. Ia stai să vedem ce stațiuri avem. Gambe și picioare, le avem maxate. Hai să facem abdomenul, ia. Că acum se vede foarte bine abdomenul, că nu e corp atât de gigantic. Ia fii atent, push-up, nu, nu, nu. Full abdomen. Opa, cu 500 de kg la abdomen. Bun, bun. Îl definim la maxim. Ne scade din stamina, vedeți? Mamă, ce se întâmplă, mă? A, era prea ușor, că am făcut level up, cred. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop și bara, bara. Ia să vedem la stats. Full abdomenul. O, tu ce... deci nu iese burta în relief, nu ies pătrățelele în relief. Trebuie să facem pieptul mare, că n-avem deloc piept noi acum. Ceea ce arată ciudat. Unde e bench press-ul? Nu mai avem băncuță. Trebuie să fie ceva. Avem leg press, aici trebuie să facem picioare. Chest press. A, uite băncuța. Erau ganterele prea mari. Ia uite-mă. Mă, simt mișto să face pieptul acum. Fii atent când crește pieptanul. 50 de kilograme e puțin pentru noi care suntem tanci. Tancii României. Cred că bara aia roșie trebuie să o umplu ca să fac level up. Mamă, cum se umflă pieptul! Yo! Bine, man! Dar de ce n-are linie în piept pe mijloc să... 300 de kile! Și crește în continuu!
Doamne. 800! Monstru genetic. No way! Arată ciudat pieptul. Dar hei. Brațele, bicepsul, mult prea mic. Trebuie reparat. Hammer curl. Da, facem ciocane. Opa. Ia uite și bicepsanul. Stai. Dă-i, dă-i, dă-i. Crește, crește bicepsul. Asta ne crește și antebrațul, cred. Că uite, ne bagă la două. Boom, boom, boom. Mamă, ce bilă avem la biceps. E insane ce se întâmplă. Spatele. Ia să vedem spatele. Și doar o bucată, spatele nu e definit. Hai să lucrăm la spătan. Ăsta nu știu ce e, bar fix. Dar n-aș vrea la ăsta. La ăsta lucrăm noi. Lateral pull down. Hai. Să vedeți aici spate de tractorist. Și am apăsat mă Galaxy. Aveți mușchi cum apar pe spate. Mamă! S-a definit tot spatele. Cum se umflă, ce se întâmplă, bă? Îmi iese prin păr spatele. Na, deja sunt prea monstru. Hai să vedem ce ne trebuie. Avem full by concrete. Se dă piatra acum. Ok. Și aura asta pe care o cumpărăm noi ne poate da mai mulți bani. Dar nu înțeleg, uite, am făcut $6,000. Deci cred că doar trebuie să te antrenezi ca să faci bani. Și cum mergem la următoarea sală? Trebuie să completăm cât mai multe zi. De la ăsta de aici trebuie să cumpărăm noi. Mai urmează piatră. Dar trebuie să-l completăm pe ăsta. Păi stai puțin, poți să-mi iau niște power-up-uri? Chipsuri. A, nu, uite aici. Not enough cash. 500, a, nu mai avem bani, da. Păi și cum le consume întrebarea? Mi l-a folosit? A, nu. Ia, vezi că băgăm chipsuri. Dar de ce mi se vede pielea prin concrete? Mă rog. Fii atent, hai să ne facem... Bar fix, ia. Spate și biceps. Hai. A, facem tracțiuni, mă, cu greutate. Ne crește doar spatele și ce ne crește? Opa. Și pieptul. Ok, ok, ok. Suntem prea mătrășiți. Sunt omul de piatră. Trebuie să ne odihnim puțin. Ok, ok, hai să alergăm. Ne crește stamina totală, vedeți? Avem 17.000. Alerg până leșinia, ce se întâmplă? 32K, 36K, 50K. Mamă, cum alergă al nostru. Curge apa pe noi, suntem mătrășiți. Stai să ne revenim, stai să ne revenim. Bun, 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 e perfect. Ce stațiuri avem? Deci n-am mers spatele. Hai să mai facem shoulder press-ul ăsta. Să crească umerii insane. Ia vezi. Bun, bun. Deci 800 de kilograme. De ce mi-a scăzut? A, 2000 de kilograme. Cred că deja e bolunzeală ce se întâmplă aici. Ia să facem flotări. Illegal competition, dar... Dacă mă bag, cred că mă bag degeaba, că n-am mușchi. Știi? Uite, greutatea pe spate. Da, 3000 de kilograme. Uf! Uf, ia vezi pieptul. Cum crește. Hai mă, că suntem bine rău. Hai să facem leg press-ul ăla, presa de picioare. Dă-i. 400 de kilograme la presă. Împing o mașină, ce împing? 800 de kilograme. Ia vezi picioroangele cum sunt.
Cel mai nasol când lucrezi la picioare că e un mușchi prea mare și te obosește rău de tot. Mamă, ce picioare avem! Holy! Salut, salut! Ne salută Alex. Ia să vedem ce stats-uri ne mai trebuiesc. N-avem spatele făcut, dar vezi că e definit mișto. Spatele. Trebuie să-l umflăm grav rău spătanul. Dă-i. Băi, Graniman, dacă te uiți la video, mai cocoșat cu câte join-uri îmi dai. Cred că... e ceva neregul acolo. Omne, cum mi s-a umflat spatele. S-ar putea să ne permită să avem și mai mulți mușchi când trecem pe concrete, pe următoarele upgrade-uri. Ok. Dar n-am făcut și noi la bench press. Mamă, câte discurs sunt mă acolo. Ia vezi. Și hai mă, că avem pieptul la maxim. Vezi că arată super bine corpul acum. Piept, ai forma asta de V, abdomenul, super lucrat. Chiar arată bine caracterul. Abdomenul apare mai trebuie lucrat. Ia să-l vedem. Opa. Frumos, frumos. Gata, mai e mega greu. Trebuie să umple bara roșie sau... nu știu ce e bara roșie mai exact. Hai să o umplem, să vedem ce se întâmplă. Că văd că merge repede. Cred că e foarte greu că ne scade din stamina mult rău de tot. La piept și la spate nu ne scade așa. Ia că e full. Aaa, când ne face bara roșie... am înțeles, mă, bara roșie nu înseamnă abdomenul nostru. Bara roșie e un... am înțeles. Ne dă nou un boost. Stai să vedem unde facem... triceps curl aici. Front squat. Ok. Da, bara roșie ne dă un boost să ne mișcăm foarte repede. Opa. Ia să vedem, calves. 100%. Deja le-am maxat. Îți ziceam picioarele albe. Aia e întrebarea. Ne mai trebuie antebrațul. La antebraț erau astea. Wrist curl. Aici era. Și cred că l-am maxat deja, sincer să fiu cu voi. Adică uitați-vă ce antebraț am. Și deja e totul 100%. By rock. Dar de ce n-am făcut bani? Ah, cum faci bani în jocul ăsta, e întrebarea. Cred că trebuie să așteptăm să se facă un concurs. Eu chiar cred asta. Că văd că lumea așteaptă, observi? Din păcate nu vine niciun concurs și cam aștept degeaba. Deci, dacă v-a plăcut episodul, like și ne vedem la viitoare. Pa!